Denisa Alexandra Masura Oltean, o fostă stoardeesă în vârstă de 30 de ani din Bistrița, a fost găsită fără viață în apartamentul pe care îl închiriase recent în Japonia. Descoperirea a fost făcută de proprietarul apartamentului, care a găsit trupul tinerei abia după mai bine de o săptămână de la decesul său în prezent, autoritățile japoneze investigează cazul și așteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza morții, care rămâne necunoscută până în acest moment. Trupul Denisei a fost descoperit într-o stare avansată de descompunere, ceea ce complică și mai mult cercetările Denisea, cunoscută pentru entuziasmul său și pasiunea pentru călătorii. Renunțase recent la cariera sa de stoarteesă pentru a-și urma visul de a trăi în Japonia, o țară pe care o adora profund. Colegii săi din domeniul aviației o descriu ca fiind o persoană vibrantă și plină de viață, care împărtășea adesea pe rețelele de socializare bucuria sa pentru profesia și călătoriile sale. Familia și prietenii sunt devastați de vestea tragică și așteaptă cu sufletul la gură rezultatele anchetei pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu tânăra care avea atât de multe planuri și visuri. Comunitatea din Bistrița este profund îndurerată de pierderea ei și își exprimă condoleanțele și susținerea față de cei îndoliați.